Sunt mai multe alimente pe care oamenii le consumă fără să știe că ajung să fie toxice. Iată alimentele despre care probabil nu știai că devin toxice atunci când sunt refrigerate. Astăzi aflăm care sunt acestea. Iată patru alimente despre care probabil nu știai că devin toxice atunci când sunt băgate în frigider. Usturoiul de cojit. Nu cumpărați niciodată usturoi curățat și nu-l puneți la frigider. Începe să prindă mucegai foarte repede. Mucegaiul de usturoi a fost de fapt asociat cu cancerul, a avertizat dr. Janga. Dr. Janga a recomandat să cumpărați usturoi proaspăt atunci când este posibil și să nu îl curățați până nu sunteți gata să-l consumați. Ceapa. Odată cu usturoiul, ceapa este adesea introdusă din greșeală în frigider de către consumatori. Fie că este vorba despre o ceapă întreagă sau doar de o secțiune rămasă de la gătit, se știe că ceapa atrage bacterii. Când cineva este bolnav acasă, punem chiar și o felie de ceapă în colțul camerei pentru a colecta toate bacteriile nesănătoase. Aceasta înseamnă că o ceapă poate fi înșelător de toxică, indiferent dacă este sau nu mucegăită vizibil, ceapa a absorbit toate bacteriile din frigider. Ghimbir proaspăt. Ghimbirul începe să prindă mucegai foarte repede când îl puneți la frigider. Acest lucru a fost asociat cu insuficiența renală și hepatică. Producția de mucegai de ghimbir proaspăt este stimulată doar de temperatura rece și umiditatea frigiderului, făcându-l potențial toxic la ingerare. Orez fiert. Mulți oameni au început să păstreze orezul gătit în frigider. Dacă aveți de gând să puneți orezul gătit la frigider, să nu-l lăsați mai mult de 24 de ore, a avertizat medicul. Relatează Antena 3.ro.